Am primit multe mesaje de la voi pe Instagram legate de cum să fac o fată să mă placă. Ei bine, contează mai ales ceea ce faci, nu ceea ce spui. Este vorba despre cum te percepe ea, așa că astăzi vom vorbi despre 7 lucruri pe care băieții le fac, iar fetele le ador. Să începem! Primul lucru este să ai încredere în tine. Fetele adoră un bărbat care preia inițiativa și are curajul să spună ceea ce gândește, chiar dacă asta înseamnă să intre în conflict sau să supere pe cineva. Un bărbat care știe încotro, se îndreaptă și nu se lasă intimidat de descurajările altora, ci face ceea ce vrea el, nu ce vor alții. Asta nu înseamnă că nu ia în considerare sfaturile sau criticile constructive ale altora, doar că e conștient că el știe ce e mai bine pentru el. Așa că e timpul să începi să spui ceea ce gândești, nu ceea ce vor să audă alții, și luptă pentru cauza ta și pentru punctul tău de vedere. Al doilea lucru este să fii imprevizibil. Nu te descoperi în totalitate niciodată partenerului sau fetei de care îți place. Lasă loc de mister. Fă lucruri pe care nu te-a văzut niciodată făcând. Pentru că atunci când misterul dispare, dispare și atracția. Din când în când fă lucruri nebunești, lucruri la care nu se aștepta, cum ar fi o plimbare printr-un loc ascuns sau un cadou. Rămâne la latitudinea ta să alegi ce anume. Așadar, fii imprevizibil și o să o faci să-și dorească să fie mai aproape de tine. Al treilea lucru este să ai grijă de aspectul tău fizic. Am vorbit până acum de două aspecte ale personalității, doar că sunt fete care pun preț mai mult pe aspectul fizic decât pe personalitate și e de înțeles, până la urmă e primul lucru pe care îl vezi la o persoană. Chiar dacă simt că nu prea mai are rost să spun acest punct, sunt totuși o grămadă de băieți care nu înțeleg că nu o să-i placă niciodată fetele dacă nu au grijă de igiena lor personală. Dacă îți pute gura, ai părul în toate părțile și mai ai și uleios pe deasupra, ai o grămadă de coșuri pe față pe care nu le tratezi și mai și miroși pentru că n-ai făcut duș de vreo 2 săptămâni, cum te aștepți ca cineva, mai ales fata de care îți place, să-și dorească să fie în preajma ta, pentru că o fază să se simte inconfortabil, normal că nu vrea să fie cu tine. Tot ce trebuie să faci este minimul și este de ajuns. Adică spală-te pe dinți de 2 ori pe zi, fă un duș la 2-3 zile, ai grijă de imperfecțiunile de pe față cu ceea ce ți-a prescris medicul și ai grijă ca atunci când ieși pe ușă să nu îți stea părul în toate părțile. Nu trebuie să arăți ca un supermodel în fiecare zi, trebuie doar să fii prezentabil. Desigur că poți face și ceva extra, ca mersul la sală sau o activitate sportivă, dar măcar fă ceea ce am vorbit înainte și totul o să fie bine. Al patrulea lucru este să-ți asumi riscuri. Asumarea riscurilor este calitatea numărul 1 a unui lider. Punct. Există o zicală a lui Jordan Peterson care îmi place foarte mult. Sună cam așa: beneficiul este finit și riscul este infinit. Și asta înseamnă practic că poți risca mult mai mult decât valoarea lucrurilor pe care le obții în schimb. Dar de fiecare dată când riști, e ca un test. Ești îndeajuns de bun sau nu? Riscul în sine este un lucru bun, pentru că asta înseamnă că încerci, iar dacă încerci, înseamnă că la un moment dat, cu perseverență, vei și reuși. E nevoie de curaj ca să încerci și chiar dacă eșuezi, nu ești un pierzător, pentru că poți învăța din acel eșec. Adevărații pierzători sunt cei care nici măcar nu încearcă, chiar și cu riscuri calculate. Ei bine, e destul de evident că fetele nu vor să iasă cu pierzători. Al cincelea lucru pe care fetele îl adoră este să fii amuzant. Unii oameni sunt înzestrați natural cu abilitatea de a fi mai sociabili și mai amuzanți, dar asta nu înseamnă că e un lucru pe care nu îl poți învăța. Și atenție, pentru că tonul pe care spui glumele este cel mai important, nu gluma în sine. Dacă stai puțin și strofoci mintea, ei bine, ai putea să inventezi și tu câteva glume. Cum își fac maneliștii treaba? Cu dedicație. Dacă totuși nu ești inspirat, poți căuta pe net, pentru că sunt unele destul de bune și nu a zis nimeni că trebuie să fii original. Scopul este să o faci să râdă. Al șaselea lucru pe care tu ca băiat îl faci, iar fetele îl adoră, este să ai o pasiune. Acest lucru arată că ești motivat și că ai un scop în viață, iar asta este incredibil de atractiv, mai ales dacă ajungi să faci și bani din această pasiune. Și nu e niciun secret că fetele și oamenii în general sunt atrași de puterea banilor, pentru că simbolizează succesul și o viață mai ușoară. Dar eu cred că mai presus de faptul de a face bani este cum anume îi faci și dacă sunt sau nu făcuți de tine. Dar dacă sunt banii părinților și tu te las cu ei, ei bine, nu am niciun fel de respect pentru tine și sunt unele fete care nu fac această diferență și nu am respect nici pentru ele. Și final, al șaptelea lucru pe care băieții îl fac, iar fetele îl adoră, este să fii atent la detalii. Eu cred că într-o relație cele mai importante lucruri sunt lucrurile mici și fiecare relație are ritualurile ei, cum ar fi, vă întâlniți după școală sau vă puneți porecle stupide. E crucial să fii atent la aceste ritualuri și lucruri mici și să conștientizezi că sunt baza relației voastre. O să arăți mai bine în ochii atunci
atunci când îți aduci aminte unde și când v-ați întâlnit prima dată. Da, oameni, acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă v-a plăcut și v-a fost de ajutor, vă rog frumos să-l distribuiți mai departe, să vă abonați, bineînțeles, dacă n-ați făcut-o, și să dați un follow la Covescu Edi pe Instagram, unde puteți, bineînțeles, să-mi adresați orice fel de întrebare legate de viața voastră personală, iar eu voi încerca să vă ajut. Acestea fiind spuse, eu am fost Advice sau Edi și până data viitoare, nu uita, pune o reușită în orateu! Pa, pa!